Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un domn chinez din China a fost dat afară pentru că stătea câte 6 ore pe zi la toaletă în loc să stea la muncă. Adică 6 ore la muncă din perioada când trebuia să fie la serviciu. Da. Fuma la WC-ul cum era odată? Nu știu ce făcea, nu am investigat ce făcea, nu avem filmări de acolo și da, chiar dacă am avea, n-aș vrea să văd. Să rămânem la informația că stătea acolo. Da. Altfel, chinezii știi că au o problemă cu jobul, că ei lucrează după sistemul, cred, 9-6-6, adică de la 9 la 6-6 zile pe săptămână lucrează de rup. Ok. Da. Deci petrecea ceva. Petrecea ceva timp. Deci, potrivit înregistrărilor, în special în perioada 7 septembrie 17 septembrie 2015. Deci acolo au fost 10 zile vârful de foc. Da. O fi sărbătorit ceva. Blocaj total. Domnul Wang, cum putea să-l cheme altfel, a vizitat toaleta de 22 de ori, între 2 și 3 vizite în fiecare zi lucrătoare. Ceea ce nu mi se pare mult, dar înțeleg că durata i-a indignat. Fiecare pauză de toaletă varia între 47 și 196 de minute, conform înregistrărilor de la firmă. Sunt 3 ore acolo? Da, asta pentru fanii modelului chinezesc, că înțeleg că și prin România sunt diversi hăbăuși de ăștia care spun, bă, dacă ar fi și noi disciplină ca în China sau să fim și noi ca în Rusia, știi? Uite, pentru fanii modelului chinezesc, așa v-ar trebui să vă numere minutele cât stați la WC-ul, prieteni, dacă vă place genul ăsta de disciplină. Oricum, firma în septembrie 2015, după această, nici nu știu cum să spun, acest asalt de 10 zile, câte 4-5 ore pe zi la toaletă, l-au dat afară. Și domnul Wang s-a dat în judecată firma. A spus că asta necesitate. Vrei să zici ceva cât te văd că ridici mâna? Nu acum. Ridici mâna. Eu nu credeam că în China poți da în judecată. Ah, și asta e adevărat. Firma, adică... a pierdut oricum. Worker. Cred că le dă voie să dea în judecată, dar oricum pierd. Sau așa. Adică, cazul a ajuns la Curtea Superioară din Tianjin, care a decis că perioadele petrecute de domnul Wang în toaletă nu erau, citez, în limitele nevoilor fiziologice rezonabile și normale. Pe și cine a stabilit asta? Care sunt duratele normale? Acolo în China totul e reglementat. Posibil. Știi că pe unii dintre ei, adică le limitează timpul în care au voie sau de câte ori au voie să se ducă la toaletă în intervalul respectiv. Adică în South China Morning Post, în publicația respectivă, s-a publicat un reportaj în urmă cu ceva timp în care s-a arătat că în 2021, de exemplu, o companie de tehnologie din sudul Chinei a stârnit indignarea angajaților prin amenziile aplicate celor care foloseau toaleta de mai mult de o dată pe zi. Deci mai mult de o dată pe zi, fac amendă. Te țineai, ți-adunai nevoile și duceai o dată. Da. Aveai probleme. Pe de altă parte, până ne ieși și mănâncă mult orez. E adevărat. Adică asta poți avea dificultăți. Și dacă te prinde și Candy Crush, cum era la 2015, posibil. Da, e posibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.